ne-am dat dracu. A ajuns să ne bată obrazul modernizării și Ion Ștefan, zis ministru Grindă. Măcar dacă ne-ar certa vreunul, mai dă Doamne ajută. Nu, nene, numai Viorici și Ștefănici de ăștia. Numai cine nu vrea, nu ne ia la ștangă. L-ați auzit pe Grindă azi la audieri? Suntem într-un plin proces de tranziție, de la creionul chimic la semnătura electronică calificată. Bă, că calificată, cum zici tu acolo? Da, fraților, Veorica ne-a scos din noroaie, iar omul ăsta ne-a pus tastatura în mână. Să vă dea Dumnezeu sănătate, nenea, că tare bun ați fost cu noi. Astea sunt sacoșele de rafe cu care se plimbau documentele dintr-un sediu într-altul, de la o direcție la alta. Bă, bă, câte sacoșe acolo. Aveți și sacoșa cu sacoșe? Tradiționala noastră sacoșă cu sacoșe. Omul a primit aviz negativ, normal. Nu că asta ar conta pentru ceva, nu. E o joacă, o tâmpenie, o prostie. Puteau să țină audierile la cârciumă, să mai arunce cu chiftele unii în alții, să se stropească cu sifoanele. Niște infantili care nu pot ieși din logica asta cu bapa mătii. În 62 la colectivizare ne-au împușcat. În 90 la revoluție ne-au împușcat. Dar vorbeam de social-democrații. PSD-ul de astăzi, în iunie ne-au gazat, în 10 august ne-au gazat, iar acum îți nemulțumiți că le-am pus capacul la borcanul de miere. Toți vor merge la DNA. Cei care au băgat mâna, toți care au băgat mâna în acest borcan de miere și s-au murdărit, degeaba zâmbiți. Ăsta este adevărul. L-au împușcat PSD-iștii în 62. Bă, rău e să fii prost, mă. Râdeau jurnaliștii de el, vă dați seama. Ce să faci că dacă nu zâmbești la de-astea, dacă iei păștia în serios, te duci repede cu bidonul. A pus el capac la borcanul cu miere, mă, săracu. Probabil aude un bâzâit în cap și s-o gândi că e de la albine. E de la muște, tăticule, da, d-alea verzi. S-au adunat la rahat. Pentru Când a ajuns ministru acum 3 luni, Grindă ăsta era mai supus, așa, mai bună ziua, bună ziua, dar cred că i-au zis ăia din partid, fii mă agresiv, dă-i dracu, scuipă-i, urlă, și acum țipă și el, dă din clanță peste ceilalți, măcar nu se mai aude nimic. Voi vă dați seama, unul cu socru primar ani și ani, unul care are dita mai casa făcută naiba știe cum, un agramat penibil joacă rolul martirului. A murit la revoluție, a fost gazat, a fost împușcat. Cam cât de nesimțit să fii, mă, nene? Eu vă mulțumesc. Ba, noi vă mulțumim, domnul. Multă sănătate și lui doamna, să vă trăiască și casa. E, aia n-are moarte. O casă așa mare și frumoasă. Dumneavoastră, ca om serios, n-aveți altceva de făcut decât să vă luați după o persoană debilă, mental?